Primarul comunei Romos, Mircea Pătrânjan, tocmai venise să se plângă subprefectului cu privire la tragerea la sorți a președinților de secții de votare, că o echipă de televiziune a dat buzna în birou certându-l pe subprefect că nu vrea să dea declarații oficiale pe o anumită temă. Mulțumim. Eu nu am spus presei că nu fac declarații oficiale. Eu am un birou de presă și după clarificarea cu biroul de presă, pentru alte clarificări, o să fac și declarații oficiale. Deocamdată, cei care s-au anunțat și au contactat biroul de presă, așa cum ați făcut dumneavoastră, am venit și vă dau o declarație. Dânșii au venit, sau cei care au venit fără să contacteze biroul de presă, fără să aibă o clarificare cu biroul de presă, înainte de a-mi lua mie o declarație. În condițiile în care lucrurile nu sunt puse la punct, nu dau declarații de presă. Rezerva subprefectului de a mai face declarații pentru televiziunea în cauză nu este întâmplătoare, mai spune reprezentantul guvernului în teritoriu. Au fost trunchiate până acum declarațiile? Au fost trunchiate declarațiile și mai mult decât atât s-au născut diverse interpretări. Pentru a nu mai exista diverse interpretări, vreau întâi să fie clarificată problema cu biroul de presă, iar eu spun, voi da declarații numai punctuale pe anumite teme pe care le știu dinainte.